Echipa lui Dorinel Munteanu a disputat sâmbătă un meci amical cu FC Brașov, cu ocazia pauzei competiționale, dar și pentru că a fost în cantonament acolo. Meciul s-a disputat pe un teren afectat de vremea proastă din weekend, iar de suferit a avut Tembo, care s-a accidentat și va lipsi etapa următoare. Echipa gazdelor a pierdut și ea 3 oameni, tot din cauza accidentărilor. Aflat în ultimele 3 luni de contract, Ben Youssef a devenit o țintă pentru mai multe echipe din Europa, îndeosebi din Franța. Internaționalul tunisian, în vârstă de 25 de ani, este urmărit de formația Girondins de Bordeaux, locul 6 în Ligue 1, care are nevoie de un fundaș. Ben Youssef are 58 de meciuri jucate la Astra, dar odată cu venirea lui Dorinel Munteanu la cârma echipei, tunisianul a prins doar 2 meciuri ca titular. Problemele Astrei ar putea fi mai serioase de atât. Firma portugheză care a intermediat împrumuturile lui Azalde și Pintu amenință că Astra nu va scăpa de insolvență. La ultima înfățișare la proces, clubul giurgiuvean a cerut tribunalului din Giurgiu amânare a verdictului în procesul în care este implicată pentru neplata comisioanelor. Giurgiuvenii au contestat acuzațiile impresarilor, iar ultima înfățișare a avut loc chiar astăzi și instanța urmează să se pronunțe.